Alexandru Pugna, născut în Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud, participă de copil la toate serbările din satul natal. Din 78 este solist al ansamblului Cununa de pe Someș, cu care efectuează turnee în țară și străinătate. În 84 face primele înregistrări la Radio Târgu Mureș cu Dumitru Buzoianu. În 88 participă la concursul Floarea din Grădină. Din 96 este director adjunct al ansamblului profesionist Dor Transilvan din Bistrița, fiind în același timp și solist vocal. Realizează emisiuni de folclor la Radio Transilvania. Bine ai venit, Alexandre, la TVR Cluj. Bine v-am găsit, doamna Sava Negrean, bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am înțeles că de foarte curând te-ai întors dintr-un turneu artistic. Vrei să ne spui câte ceva de cum a fost, despre ce a fost vorba? Da, împreună cu ansamblul folcloric de cântece și dansuri Cununa de pe Someș, al Casei Municipale de Cultură George Coșbuc din Bistrița, am avut bucuria de a fi prezenți timp de 2 săptămâni în Danemarca, la Copenhaga, într-un turneu artistic deosebit, pentru că spun deosebit, pentru că am fost invitații unui ansamblu folcloric românesc, spun românesc, format de fapt din danești, ansamblu folcloric Krihalma. Un ansamblu folcloric care în această toamnă, am putea spune, a împlinit 25 de ani de activitate. Mă bucur că ai adus în discuție acest lucru. Am cunoscut și eu ansamblul respectiv, tot așa într-un turneu făcut în Danemarca, și este extraordinar faptul că acești oameni, acești danezi care n-au nici înclin, nici în mânecă cu folclorul românesc, au reușit să realizeze un astfel de ansamblu folcloric românesc și nu numai să îl înființeze, dar să reziste și să existe după 25 de ani. Într-adevăr, a fost o surpriză extraordinară și pentru mine să văd că acei oameni din Danemarca ne cunosc cântecul, au portul nostru popular, au costume din aproape toate zonele folclorice, știu să cânte perfect românește, în timp ce aici la noi se pare că folclorul pierde tot mai mult teren. Cum vezi în această conjunctură situația cântecului popular în România? Tocmai asta vă spuneam, că în timp ce acolo, departe de țară, iată niște oameni care nu au nimic cu, să spun așa, cu poporul român, nu fac parte din acest popor, încearcă să ducă mai departe această zestre inestimabilă a neamului nostru românesc, aici, la noi, se pare că folclorul pierde teren. Observăm că tot mai puține emisiuni de folclor sunt difuzate chiar și la televiziune, că pe piețe au început să apară tot felul de casete care se pretind a fi folclor, dar nu sunt, pentru că sunt interpreți care se slujesc de folclor și nu slujesc folclorul. Și în această perioadă de tranziție, dacă vreți, chiar și culturală, folclorul nostru se pare că pierde tot mai mult teren, se pare că suntem pe punctul de a pierde cea mai valoroasă zestre a neamului nostru românesc. Așa cum spunea marele Mihail Sadoveanu, singurul document străvechi a frământatei noastre istorii. Ar fi într-adevăr extraordinar de bine dacă, așa cum s-a introdus religia, da, să se introducă și așa discret, frumos, fără să oblige pe nimeni, aceste lecții de inițiere în folclorul românesc. Dar hai să ne întoarcem la ale noastre, Alexandre, și să spui celor care iubesc cântecele tale câte ceva din ceea ce nu cunosc și ar dori să știe. Legată de partea artistică, folclorică, trebuie să vă spun că am avut bucuria ca una din studentele Conservatorului Gheorghe Dima din Cluj să-și dea lucrarea de diplomă de absolvire a Conservatorului din folclor și și-a ales ca temă chiar valorificarea fondului muzical tradițional transilvan de către interpretul de muzică populară Alexandru Pugna. Altceva ce aș vrea să știe telespectatorii noștri este faptul că, în afară de folclor, mă pasionează, ca să spun așa, sau de ce? Am încercat să intru puțin mai adânc în tainele religiei. Ai vrea să transmiți ceva telespectatorilor?
care ne urmăresc. Aș vrea să doresc tuturor celor ce ne ascultă, tuturor celor ce îndrăgesc cântecul popular, multă sănătate și să îi rog să fie alături de acei oameni care trudesc pentru punerea în valoare a tot ceea ce a creat neamul nostru românesc. Sănătate, că e mai bună decât toate! Mândră gura ta izvor, mă la 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 la, nu de apă, că de dor, mă la 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 la. Mândră gura ta izvor, mă la 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 la, nu de apă, că de dor, mă la 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 la. Și gurița tare dulce, la ea nu m-aș mai duce, a la 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 la. Orice ziua aș lucra, mă la 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 la, gându-mi la mândruța, mă la 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 la. Orice ziua aș lucra, mă la 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 la, gându-mi la mândruța, mă la 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 la. Mă pui să mă hoginesc, tot la mândra mă gângesc, a la 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 la. Mândruță-n gând, mă la 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 la, ies pe uliță cântând, mă la 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 la. Când îmi vii mândruță-n gând, mă la 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 la, ies pe uliță cântând, mă la 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 la. Ies pe uliță cântând și din gură fluierând, a la 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 la. Să vii orea, mă la 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 la, mândră mândrulița mea, mă la 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 la. Frunzulița, vii orea, mă la 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 la, mândră mândrulița mea, mă la 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 la. Mie spune inima, ca mândoi noi nu lua, a la 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 la. Amândoi ne-o face casă, îmi duce viață frumoasă, a la 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 la.